să trăiți. Vreau să dorm. De ce n-ai binoi fi cerut o cameră separată cât am fost măritată? De vacă! Chiorete? Chiorete? Fac pișu. Eu nu, mersi. Chiorete? N-auzi, mă, că fac pișu. Iar? Păi, dar n-am făcut atunci. Păi du-te și fă repede, să nu-ți dai dracu vezică. Hai, mă, că mi-e frică să mă duc singură. Păi nu știu cu mine, dacă mă atacă vreo ligioană. Mă, iubi, lasă-mă să dorm. Sunt obosit. Bine. Dar să știi că dacă mi se întâmplă ceva, te-am părăsit. Te las. Aha. Lichioanele! Stați din pădure, animale, să-l luați, ce? Ce hal m-a adus chioretă asta! N-o mănânce dacă stau singurei. Și nici măcar nu sunt căsătoriți. Și eu, proasta, nici măcar n-am profitat să-mi iau și acolo o căsuță cât de mică. Aoleu, Doamne, cum am... Bucle-ți, fei! Chiorete! Am auzit-o cu urechile mele. Ce fiară, mă, iubi, că toată unitatea e înconjurată de garduri. Nici pasărea nu intră aici. Liniștește-te! Ce să fac, mă? Cum să mă liniștesc, mă? Cum să mă liniștesc? Când m-ai adus aici, în mijlocul junglei, a? Că trăim ca Tarzan, mă, ca Mowgli. Nici măcar pipi nu mai pot să fac. Să știi că dacă mâine nu tragi curent, adio, Loricica. Pa! Stinge luminile astea. Stinge-le Dumnezeului, că vreau să mă schimb. Lasă-le, mamă, că poate mai te scol să mai faci o dată pișu. Am făcut. Tu de ce crezi că trebuie să mă schimb? Ce aer curat. Mă rog, asta e armata. Bă, dar să răsare el soarele de la 3 dimineața. S-a dat dracu, clima s-a schimbat. Trebuie să-l anunț pe șef. Iepuraș, mai dormi? Drept în picioare, că uite soarele-i pe cer, de o suliță. De unde dracu suliță, că noi n-avem la magazin așa ceva? Ia treci pupă-ți în dreptul, geamă. Hai, iepuraș, așteptarea, că uite soarele pe cer, de o pupă-ză. Hai, că-ți noapte, mi-ai stat toată noaptea, ai fost ca cățaua în călduri. Ai chirei toată noaptea, n-aveai somn, ai? Vreau să dorm. Ei, ce drău. Ce, bă, Chiorete, și tu ai făcut noapte albă? Păi dacă o mănâncă pe doamna, ce să facă săracul? Tu de unde știi, făi? S-a auzit până aici, Casanova disperat. Wow! Ai avut trageri de noapte, mă, Chiorete! M-a disperat Loricica, șeful, cu... Păi cum să nu-l dispere șeful, dacă 30 de ani a stat virgin, acum vrea și ea să recupereze. Nu, bă, obsedatule! Mă terorizează la cap ca să-i bag curent în cort, mă înțeleg? Vrea să faceți pe lumină, nu? Mai bine zi, tâmpitule, unde e generatorul ăla de curent? Și după aia te duci la șeful și mă branșezi să facem și o cerere ca să-mi vină și curentul în cort, da? Și tu să taci! Și zi, mă, bași la greu cu gagica, a?
Ești tare, mă! Vezi să-mi vii frân la instrucție, că dacă nu te umplu de pun ca felinarul de pietre, auzi? Nu, domn sergent, dar cortul ăla e belea, vă spun. Vă trage la hâța-hâța, nu? E, spui. Când eram eu tânăr, bă, numai cu cortul mergeam pe munți, auzi? Bă, nu exista, bă, seara, bă, cu o lumânare frumos în cort. Cântau păsărelele, mai un borcan de iaurt și gata, gagica. Auzi, bă, Chiorete, vezi, poate te cari tu de acasă într-o seară, vreau să viu și eu cu Iema să ne pripășim pe la voi prin cort. Dar ea vrea să vă pripășiți? Nu, mă, am nevoie de un loc așa romantic, că vreau să îi cer... Șase, șeful, valiați! Heți! Ce faceți, mă? Nici la ora asta nu sunteți la instrucție, mă! Nu, șeful, dar acu ieșim, dar am stat după iepurașa asta, că n-a vrut să se trezească șeful. Așa, soldat? Păi cum să vă trezesc, șeful, dacă nu închid un ochi toată noaptea de sfărăiturile lui ăștia? Aiura, șeful, minte! Trage cu ureche la domnul caporal Chiorete și la gagica lui. Le numără găfâiturile și gemetele ca sonata, ca apucata. Așa, caporale, te-ai mutat împreună cu Loricica ca să faceți orgii? Să nu mi se odihnească mie, soldații, mă? Păi ce este unitatea mea, mă? Cazarma Sutra? N-am făcut, șeful, nicio orgie. Uite să n-am parte de Loricica dacă eu vă mint. Dar nici n-aveam cum să fac, șeful, că nu e lumină în cort la noi. Mă rog. Șeful, branșați-mă și pe mine la curent, vă rog frumos, că dacă mai țin în beznă mult pe Loricica, mă părăsește. Mă avertizam, îmi dă și preavizul mâine, păi bine. Și eu cum vrei să te branșez, mă? Ce, lucrez la electrica? Dar puteți să-i chema, șeful. I-am chemat Chiorete de o săptămână. Acum ce vrea? Să mă duc să iau și de acasă? Hai, m-ați enervat. Fugăm așa instrucție, imediat! I-a chemat. Păi și de ce nu vin? Ăștia vor să mă lase fără Loricica, șef. Lasă-l, dracu, de curent, bă, că te dă și dracul la plămâni și porbă, nici nu-i romantic, bă. Așa la lumina, la o lumânare, alt romantism. Apropo, vezi că vii și eu diseară cu Iema. Ne lași un pic singur să-i creez o atmosferă de romantism, bă, că dacă porbă-ți bagă ăștia curentul, îl dăm dracu de romantism. Banii pe o lună înainte, mă? Exact, șefa, pentru că am niște cheltuieli neprevăzute. Ce cheltuieli, mă? Am probleme cu erecția. Da, șefa, da, și trebuie să mă tratez ca să nu vă dezamăgesc, nu? Cu erecția? Da. Bă, ce probleme ai tu, mă? Miercuri ai fost armăsarul armăsarilor. Tu mă minți pe mine, mă? Nu, șefa, jur pe cuvântul meu. Azi dimineața s-a întâmplat. Cred că pe sistem nervos, că altfel nu-mi explic. Așa deodată? Da, așa deodată. Când am băgat mâna în buzunar și am văzut că e gol, a capitulat. Șefa, trebuie să iau un cadou frumos lui Emma, ce naiba. Oh, pentru aia vrei tu, mă, bani? Exact. Pe o lună înainte. Îmi dați? Trebuie să prestezi serios azi, mă. Trebuie să mă convingi. Ai înțeles? Sigur, șefa, se poate. V-am dezamăgit eu vreodată? Emma, pentru tine. Da. Să trăiți, șeful. Ce vrei? Șeful, eu nu mai pot să mai dorm cu ăia. Nu pot să închid un ochi toată noaptea. Sfură ca porci. Nu mai fi mincinoasă. Că tu nu dormi ca să tragi cu urechea la ăia din cort. Dacă ai probleme și s-au suit hormonii la cap, spune-mi, că vorbesc cu doctorul să-ți dea tratament. Corect! Mi s-au suit hormonii la cap. Dar tot din cauza soldaților, șeful. Eu n-am vrut să vă spun până acum, dar dacă e nevoie, modul în care ei dorm este revoltător pentru o femeie gingașă și singură, așa ca mine. Cum dormă? În chiloți, șeful, și dezveliți. Și când se întorc de pe o parte pe alta, of,
Cum să nu mi se suie mie hormonii la cap? O fată așa gingașă și abstinentă pe deasupra șeful. Vă spun, dacă nu-mi dați o cameră separată, o să încep să sar pe ei și o să vă transform toată unitatea asta într-un bordel. Da, da. Te-ai nebunit? Da. Mă ameninți? Da. Nu. Poate sar eu pe tine, dacă să te calc în picioare. Ieși! Bine, ies. Dar n-o să mai răspund dacă o să iau razna. Mă, dracu, încălcite ai, mă, frate. Deci alea două sunt firele astea. Și aici avem o fază, a doua... A, trei faze, domn caporal. Nu merge aici, sunt 380, domn caporal. Hai mai bine să așteptăm pe aia de la electrica, că poate dăm de dracu, facem vreo prostie. Hai nebunii gogoașe, că ea vine abia peste o săptămână și... Chiorete, eu dacă până diseară n-am lumină, rămâi singur, băiatul. Singur, dar știi cum? Singur cuc. Și știi ce fac? Ți-l chem pe pupăză, mă. Ca să fiți așa, ca cucu și pupăza. Au, zi-mă! Zi-mă, car, unde sunt bornele alea, că leg eu astea. Păi, din schemă trebuie să legați firele astea două la panou afară, șeful. Ce dracu fi așa de complicat? Leg astea la panou și da. Asta este. Voi dați drumul la consumator la... să vedem când vine curentul. Da, la borna roșie și la aia verde. Roșu și verde. Dă-i drumul astea. Deci, veuza 1, veuza 2, ventilator și televizor. Gata, domn caporal! Cuplați! Sunt vârte! S-a luminat! Merge! Yes, yes, yes! Sunt tare, domnule! Eu am plecat! Unde e călcap? A fost bine, doamnă? Îmi dați banii? Păi sunt numai 20 de euro. Exact. N-ai zis că vrei banii pe lună înainte? Da. Corect. Vrei 10 euro pe ședință, da? Ori 2, 20 de euro. Dar de ce, doamnă, ori 2? Că într-o lună eu prestez de 10 ori. Corect. Numai că nu luna viitoare, pentru că nu sunt în țară. Au! Plec 20 de zile la un congres. La un congres? Îmi pare rău. Dar să știi că o să simt lipsa. Am invitat-o diseară la Chiorete, la cort. Dacă mi iese șmecheria, dau de vouă, șef. Să nebunesc. Posede-mă acum, sergent! Posede-mă, animal! Te vreau! Stai, băi, nu vezi că vorbesc cu omul ăsta? Nu mai pot! Mi s-au suit hormonii la cap! Acum vreau să mă posez! Eu m-am zis și eu că sufăr! Lasă-mă! Femeie, pace, ai bolozit! Dacă mă vede Emma, tocmai acum când am pus treaba la care... Lasă-mă! Nu mă vede! Acum! Te pomeniști că asta vorbea serios. Cablul ăsta e bine aici. Ia. Cum se aude asta? Ce? Acu da, e acordat amândouă la fel. Auzi, Chiorete, eu te văd cam prost. O fi de la lumină, mămică. Mă, tu te pricepi la chestia asta sau nu? Da, Loricica, ia uite ce bine l-a scut. A, la curent, a, mă pricep, Loricica, cu... Bă, ce mare greutate e să tragi un fir de curent. Măi, Loricica, tu diseară aici o să ai baie de lumină. Auzi, Loricica, du-te tu la panou și când te strig eu, apeși maneta. Du-te!
apasă! Loricica, suntem bogați, a venit curentul! Este! Iubi, ce bine ți stă părul! Pupă, să nu mai insista, că nu pot să-ți dau mai mult. Păi, tu ce crezi, că eu stau în străinătate 20 de zile pe gratis? Da, doamnă, dar vreau să iau și eu un inel. Păi, cu 20 de euro nu pot să iau nici măcar o tinichea, ce naiba. Te descurci, că ești băiat isteț. Ia și tu o imitație și când o să ai bani, o să iei și originalul, da? Hai că nici nu se prinde, Emma, da? Și dacă se prinde? E, atunci fă ce vrei. Trage ușa când pleci, că eu mă duc la duș. Ăsta vine acolo, deci ăsta e așa. Gata, iubi, acum e totul bine. Chiorete, du-te și apasă maneta. Eu? Păi da, că eu să știi că nu mai apăs. Nici eu. Ba da, Chiorete, o să te duci și o să apeși, pentru că dacă nu o să avem lumină, să știi că adio, Loricica, am plecat. Și o să rămâi cucu, lupu păză. Pe care ai legat firul ăsta la panomă? Noi, șeful, dar nu vă atingeți de nimic, că nu merge. Păi normal, fătălăule, că nu merge, dacă n-ai cuplat maneta. Ia vezi acum. Avem lumină! Avem lumină, lupu păză, cred. Auzi, mă, dar contor individual aveți? Nu, șeful, dar trebuie... Păi normal, Chiorete, ce vrei, să-ți plătesc eu curentul? Când pui contor, ai lumină. Loricica, nu fugi, Loricica! Măi, stai că acum reglez eu tot, măi, dau eu drumul la curent. Stai nevoie că ești șeful aici. Nu-mi pasă, acum te doresc, te vreau că mi s-au sui hormonii la cap, Vandame. E puraș, bine că ai venit. Cred că ți-am rezolvat problema. O să am camera mea? O să stau singură în cameră, într-o camera mea și numai și numai și numai a mea! Domnul comandant, lăsați-mă să ies! Ai curaj? N-ai vrut tu o cameră numai pentru tine? Șeful, nu mai rezist! Hai! Acum, gata. Eu! Ți-am făcut-o. Păi, pe Emma, ați văzut-o? Păi Emma n-are întâlnire cu sergentul la cort? De unde știi, trașcă? S-a lăudat Mărlan. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Iubito, vrei să fii soția mea? Așa, tăticule! Mă scuzați! Ce
Așa e șeful, dacă vă spun, nu în gură! Dar nu închide un ochi cu ăla care nu-l închide să uită la Ciorete și cu ăla altă la aude pătrașcă. Poți să dau acum, sergent! Poți să dau animalii, mi s-au spus hormonii la cap? Ia-mă, acum! E vreo cameră liberă? Ha 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 ha!